Cunoscută ca remediu de milenii, leurda este leacul din lunile de primăvară pe care natura ni-l oferă pentru ca organismul nostru să se cureze de toxine și să-și întărească sistemul imunitar. Are un puternic miros de usturoi și înflorește în perioada aprilie-iunie. Leurda crește numai în pădurile din Europa Centrală, iar până în prezent nu a putut fi aclimatizată în nicio altă regiune. În țara noastră, verdele viu al frunzelor și albul luminos al florilor ei împodobesc pădurile din Muntenia, Transilvania și sudul Moldovei. Frunzele de leurda au componente asemănătoare cu cele ale usturoiului, predominând sulfura de alil, care imprimă gustul și mirosul caracteristice tuturor speciilor din genul Allium. În plus, conține carotenoizi, vitaminele A și C, vitamine din complexul B, levuloză, ulei eteric complex, săruri minerale, calciu, fier, fosfor, natriu, magneziu, cupru și proteine. Cu frunzele ei în formă de paloș, leurda este unul dintre cele mai puternice remedii din farmacia naturii. Consumată sub formă de salată, suc, infuzie, decoct, tinctură, acționează favorabil în numeroase afecțiuni. În urma unor studii efectuate în laboratoarele din Germania, leurda a fost declarată planta mileniului 3 pentru multiplele sale efecte benefice asupra organismului nostru. În prezent, leurda este considerată din punct de vedere terapeutic mai puternică decât usturoiul. Leurda este foarte bogată în adenozină, substanță care, conform unor studii recente, are un rol esențial în reducerea colesterolului, în scăderea tensiunii arteriale. Este eficientă în ateroscleroză coronariană și previne accidentele vasculare, evitând apariția trombozei și tromboflebitei. Substanțele active conținute de leurdă au efecte vasodilatatoare și reduc hipertensiunea arterială. Ultimele studii arată că anumite substanțe active din leurdă neutralizează radicalii liberi din sânge, au efecte de relansare a activității endocrine, previn scleroza vaselor de sânge și favorizează circulația cerebrală, oprind astfel procesul de îmbătrânire. Folosită pentru uz extern, leurdă este eficientă în combaterea reumatismului degenerativ, exeme, herpes, răni greu vindecabile și alte boli cronice de piele. Datorită principiilor active cu proprietăți antibiotice și antimicotice, uleiul de leurdă se folosește în principal pentru uz extern în tratarea diferitelor afecțiuni cronice ale pielii, relatează știriactuale.ro.